În conformitate cu prevederile strategiei de reformă a administrației publice centrale, una din prioritățile cheie constituie modernizarea serviciului public conform principiilor și practicilor europene, sporirea atractivității și transparenței serviciului public. În acest sens, astăzi funcționarii publici din Glodeni au fost instruiți despre formele și metodele de evaluare a funcționarului. Scopul evaluării funcționarilor publice constă în estimarea obiectivă a rezultatelor individuale obținute, având la bază sarcinile și atribuțiile de serviciu, precum și prioritățile la nivel de subdiviziune autoritate publică. Astfel, evaluarea reprezintă un proces care servește atât autoritățile publice, cât și angajații în scopul creșterii productivității muncii, a calității și a perfecționării competențelor profesionale. Funcțiile principale manageriale sau unui șef de subdiviziune sau primar este conducător, am zis că are două roluri politici, un rol politic, dar și un rol managerial, este să planifice activitatea subdiviziunii sau activitatea autorității. Pe urmă, da, să coordoneze, să organizeze, să monitorizeze și să evalueze. Să vadă care sunt lecțiile învățate și să nu repete. Apoi, la etapa de planificare, când elaborați acel raport, acel plan de anual de activitate a subdiviziunii, unde stipulați acolo care sunt obiectivele subdiviziunii pe care o conduceți, pornind de la acest plan, dumneavoastră trebuie să stabiliți obiectivele individuale. De asemenea, rezultatele evaluării servesc drept bază pentru luarea deciziilor manageriale cu privire la personal și constituie un instrument de management care ajută conducătorii să planifice, să organizeze și să monitorizeze mai bine activitatea subdiviziunii autorității publice locale. Pentru mine ce nu am aflat eu, practic totul a fost nou pentru că sunt în așa situație că n-am avut poate un moment de a face o evaluare unui funcționar public. Am fost doar funcționar public de execuție și am fost evaluată până acum. Tot ce am aflat a fost poate și nou pentru mine. Toate materialele pe care le-am primit de la Cancelarea de Stat vor fi studiate și cred că mi s-a deschis o anumită cale pentru a face, eu știu, cât mai obiectivă evaluarea funcționarilor din cadrul secției administrației publice locale. Evaluarea funcționarilor publice a apărut ca necesitate în îmbunătățirea sistemului de management intern în cadrul autorității publice, care permite o planificare mai bună, coordonare și organizare activității funcționarului public.